Prima ediție Hills Fest a reunit la Iași un public numeros și entuziast. În cadrul evenimentului, emblematica trupă God a sărbătorit 30 de ani pe scena metalului românesc. Organizatorii au adus pe scenă trupe valoroase în cele două seri de muzică rock, care au inclus și premii pentru fani, multă voie bună și prietenie. Bună seara! Suntem la Hills Fest, prima ediție aici la Iași, în clubul Underground. Trupa God, Barbarian Horde, am sărbătorit 30 de ani de activitate. A fost o seară extraordinară, foarte multă lume, cu niște trupe extraordinare, cu invitați care au venit de departe, tocmai din Ardeal, niște trupe de grindcore, niște trupe de punk, niște trupe de black metal. Tragedia de la Colectiv nu a fost uitată, organizatorii și participanții păstrând un moment de reculegere pentru victimele tragicului incendiu. Acela am cântat de 3 ore în Colectiv, chiar și cu o lună jumătate înainte. Așa a fost să fie. Iașul merită un festival mult mai bun. Încercăm să-l facem, poate la anul ăsta aducem mult mai bune trupe față de anul ăsta. Bine, de la an la an vrem să-l aducem, cred că la un nivel mult mai mare. Cine ne ajută pentru așa ceva? Publicul. Dacă nu este public, n-o să facem nimic. Toată lumea vrea să facem un festival foarte mare. Toată lumea vrea să aducem trupe și la noi în Moldova, nu zicem în Iași. Dar dacă dumneavoastră nu veniți să susțineți rock-ul, nu o să putem face. Iașul are și trupe tinere pe scena metalului românesc. Membrii trupei Hiraet au așteptat cu sufletul la gură prima ediție a acestui festival. Ne-am adunat și noi după un concert absolut minunat aici la Hills Fest. Prima ediție, ce pot să zic, cu o atmosferă absolut superbă. Lumea a venit în număr destul de mare. Noi suntem Nocturn, cât și Blutrin, aici un pachet, și suntem din Timișoara. Ne bucurăm foarte mult că am venit la Hills Fest, e prima dată în care participăm la festivalul ăsta. Ne-am mai fost acum ani de zile, cred că acum o decadă în Iași, cu trupa Nocturn, dar cu Blutrin este prima dată și ne bucurăm foarte mult că a fost foarte, foarte bine și publicul a fost foarte receptiv. Surpriză au pregătit și cei de la Suraustru, care și-au lansat al treilea album la Iași. Spectatorii au arătat că sunt dornici de astfel de evenimente. Fantastic! Foarte bine! A fost ca lumea, toate trupele au fost bune. Organizarea a fost bună. Organizare bună. La Hiret. Și la Suraustru în special. Și Cadavru a fost. Și Cadavru. Extraordinar. Mi-am amintit de copilărie, când veneau în Bacău. Și trupii locali și trupii internaționali, noi nu facem diferenții. Noi vrem cât mai mult rock. Și să fim cât mai metal. Diversitate. Nu. Cât mai multe trupii, diversitate în metal și cultură. Poate că parem noi dur, dar între noi suntem foarte uniți. Și de asta cred că se merită ca Iașu să aibă un festival anual mare la care să vină toată Moldova, de ce nu toată România și poate chiar toată Europa. Una peste alta, festivalul Hills Fest din Iași a fost un real succes. Ne revedem la următoarea ediție în anul 2025.